fost premier fără diplome, acum ministru fără competență. A ajuns să-și expună panourile electorale în locuri neadecvate. Folosește resursele administrative. Asta e o clădire de stat, termoelectrică ESA. Și nu are așa servicii. Dacă vreau eu acum să vin să-mi afișez reclama electorală, o să zic că nu facem asta. Dar pentru Gaburici, de ce ați făcut? În ce fel ați făcut? Cum v-a plătit? Banii pe bannerul ăsta au fost declarați în campania electorală? Se pare că nu. Așa că dacă vreți să votați escroci, votați-l pe Gaburici, cel care măsura asfaltul pe drumul cu degetul și care folosește resursele administrative ca să-și facă reclamă. În felul ăsta o să continui guvernarea dezastruoasă de până acum. Termoelectrica și strada Bulevardul Moscovei 11-1A. Dacă sunt concurenți electorali care vor să facă o contestație, îndrăzniți. Stația Hidrofor la ESA Apcanal.